Salutare tuturor! Azi la istoria propagandei vreau să vă arăt ceva extrem de rar. Este un pliant de instrucțiuni privind executarea colectei ziua ostașului din 29 și 30 august 42. De ce e interesant și important în același timp? Uitați cine sunt inițiatorii. Ministerul Apărării Naționale, generalul Pantazi și Maria Mareșal Antonescu, soția Mareșalului Antonescu. În esență, clientelul ăsta A6 este un exemplu perfect de propagandă patriotică, să-i spunem așa. Eu sunt încântat când descoper artefacte de tipul ăsta care nu au niciun fel de propagandă politică. Pe scurt, ce se dorea cu chestia asta? Se dorea ca oamenii care au pe acasă haine de iarnă în plus să le doneze soldaților români care erau extrem de prost echipați datorită soțului doamnei. Antonescu este pe nedrept considerat un erou român de către cei care îl admiră, bineînțeles. Omul ăsta a avut niște accente patriotice consecvente, lăudabile, dar a fost un foarte prost manager al armatei române și principala vină pentru care au murit foarte mulți soldați români în al doilea război mondial a fost slaba echipare a armatei. Nu cât era el de agitat și de ferm pe niște chestii, pe atât era de șovăielnic și de prost pe tema contractelor armate în care nu și-a băgat nasul și oamenii au furat de-au rupt, iar soldații au murit de frig sau fără gloanțe sau mai știu eu cum. Eu îl compar pe Ion Antonescu cu Emil Boc, un tip cu gura foarte mare, gata oricând să facă o băncuță, un vas cu flori, să dea o vopsea, dar incapabil să înțeleagă când cumpără scump sau cineva abuzează de naivitatea lui. Mă întorc la colecta asta, merită să vă prezint pe scurt. Pe scurt începe așa, două zile din an, 29 și 30 august 42, eram în război, se dorea colectarea hainelor, îmbrăcăminte pentru că ostași, uitați de ce, soldatul nostru trebuie să simtă îmbrăcăminte călduroase și să simtă în lupta și jertfa lui nu doar o crotire a statului, dar și căldura grijii noastre. Practic din august, doamna Antonescu știa deja că soțul nu o să asigure pentru iarna 42-43 echipamentele necesare armate și atunci încerca să-l ajute convingând oamenii de rând să doneze haine. Aici sunt câteva aspecte de organizare. Se cerea ca populația să fie pregătită, echipele să viziteze gospodării și populația să fie convinsă că nu e cazul de donații simbolice, ci de o contribuție efectivă. Uitați ce se dorea să se colecteze. Obiecte de îmbrăcăminte de lână, flanele, pulovere, mănuși, ciorap, mânicuțe, brâie, șaluri, glugi, cojoace, pieptare, blănuri de orice fel, chiar și căptușeli de la haine de blană. Se va colecta în special la țară și lână sub orice formă pentru ca donatorii să nu cadă în culpă față de decretul lege pentru blocarea lânii. Pe scurt, în perioada de război, românii de rând nu mai aveau voie să folosească lână, să o vândă, să o comercializeze în târguri. Și atunci erau cumva obligați să o vândă statului ca statul să facă echipamente militare. Și asta era o derogare de la acea lege. Așa, uitați aici un pasaj trist. Colecta se adresează la toți cetățenii români afară de evrei. Vă mai arăt o dată cine a făcut chestia asta. Dar nu era rasist, nu, era un mare patriot. Un idiot, Antonescu. Se face apel la toți români, toate româncele și la toți românii să dea la fiecare pentru ostași. Cine colaborează, cum se organizează, era Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale, un fel de minister al protecției sociale de azi. Cum merge povestea? Echipa de colectare, uite, numai unul de 50-60 de gospodării, grupate, le trebuie căruță, să se țină cont de organizarea statistică după numărul de gospodării. Ajutoare, vedeți, ONG-urile implicate, ca să zic așa, 1-2 studenți sau studente, venți de militare, elevi și eleve de liceu, ucenici. Așa, va fi, se căutau oameni care au mai făcut asta, precum vedeți au mai fost două colecte, în 6 decembrie 41, în 3
în 3 februarie și 3 mai 42, cum se legitimă oamenii, unde era centru de colectare în fiecare localitate câte unul, cu ce se transportau, cum se controlau donațiile, tabele, chitanțe și așa mai departe, tipic birocratic românesc. Noi așa suntem, ne acoperim de hârtie de foarte mult timp, suntem atât de proști. Care-i cu calul, care-i cu carburantul, cu vehiculul, cine plătește, uite, Comitetul Central plătește. Toate urmau să se centralizeze la București. Uite, spuneam și cum să fie soldații îmbrăcați corect, fără arme, în cinci, cu baioneta și cască. Așa ceva. Așa ceva. Mi se pare amuzant, dar nu uitați că ăsta era un exercițiu de propagandă patriotică. Nu era, scopul nu era neapărat îmbrăcarea soldaților, ci transmiterea semnalului că mareșalul Antonescu și soția sa sunt mega morți după soldații români și preocupați de viața lor. Repet, dacă ar fi fost așa, soțul ar fi avut grijă să facă achiziții corecte și ieftine pentru armată, nu să... Aici avem chiar capitolul de propagandă, cum urma să se promoveze chestia asta. Propagandă locală prin presă, prin radio, în cinematografe, pe vremea aceea la film te duceai, vedeai și un buletin de știri mic înainte să înceapă filmul, afișe, afișe mari, afișe mici, apelul doamnei mareșal, da? Vitrine, te întrebau dacă vrei să pui în magazin așa ceva, un afiș cu ziua ostașului. Și din nou, afișe broșuri care trebuie să fie folosite efectiv, nu doar așa puse de pe mână. Pe 28 august începe centralizarea așa, executarea colectei 29. Articolele scumpe trebuie înregistrate separat. Uite ce coblană de șinșila, vă spun eu că nu ajunge la niciun soldat. Nu se va stărui în caz de refuz dacă s-a umplut căruța înainte de terminarea colectei și așa mai departe. Pe 7 septembrie se încheie colectarea, adică toată, se va cântări tot și se va duce la centru, urmând ca armata română să preia depozitul și să-l doneze efectiv soldaților. Important, mi se pare foarte interesant că nu se găsesc niciun fel de informații despre ce se întâmplă cu lucrurile astea. Adică chiar ajunge la soldat sau nu? Sincer, mie nu-mi pasă. Nu cred că oamenii ăștia au făcut ce trebuia pentru armata română. Nu cred că ne-a folosit la ceva rasismul în al doilea război mondial. Cred că dacă Antonescu ar fi lipit România de interesele Germaniei ca să se apere de ruși, că în mintea lui așa a fost. El a zis că dacă ne aliem cu Germania, nu devenim bolșevici pe mâna rușilor. Și s-a gândit el că în ultimul moment ne predăm englezilor, lucru pe care nu l-a mai făcut, de deștept ce era. Deci, dacă băiatul ăsta se alia cu Germania nazistă, fără să facă acele... fără genul ăsta de accese cretine împotriva evreilor, istoria noastră ar fi fost alta. Nu ne-ar fi urât toată Europa. Și se prea poate să nu fi ajuns o țară comunistă cum am ajuns după aceea. Ăsta e exemplu de azi. Istoria propagandei. Colecta ziua ostașului, organizată de Maria Antonescu, soția lui Ion Antonescu. O să mai caut și alte chestii interesante și drăguțe. Până atunci, nu uitați că istoria